Bun găsit, dragi telespectatori, iată-ne din nou împreună în acest itinerar Istoria Medicinei. Dragii mei, astăzi e bine să fac un apel deosebit. Vă rog să chemați vecinii, vecinele, amantele, surorile, pentru că la urma urmei vă încărcați cu idei pozitive dacă le chemați. Încărcându-vă cu idei pozitive, este și normal că și dumneavoastră atunci veți fi mai sănătoși și totodată. Înseamnă că noi, încetul cu încetul, vă obligăm să gândiți pozitiv. Dumneavoastră gândind pozitiv, ne încărcăm și noi cu pozitivitatea dumneavoastră și în felul ăsta și noi devenim matusalemici. Dragii mei, vă pedepsesc să fiți matusalemici. Am mai adus un matusalemic, l-am adus de departe, un profesor pe care dumneavoastră l-ați mai văzut în aceste emisiuni și, de fapt, cu domnia sa, eu continui un program de reformă intelectuală legat de medicină. Și la urma urmei trebuie să știți un lucru, că suntem sortiți lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos să avem astfel de personalități în astfel de emisiuni, pentru că la urma urmei, primind informații noi și utile, ne îndepărtăm de cele rele. Așa să ne ajute Dumnezeu în gândirea pozitivă, dragi telespectatori. De multe ori eu am spus că în România și în orice universitate din lume nu se face prevenție, deci prevenția se face acelișa la Nașul TV, făcând pregătirea organismului din timp, da, pentru a nu avea ceva. Dar când avem ceva, da, nu trebuie să ne gândim, să gândim negativ, ci trebuie să gândim pozitiv, pentru că avem un remediu. E, remediu din emisiunea de astăzi, dragi telespectatori, este domnul profesor universitar dr. John Ionescu, nutriționist, are o licență internațională din punctul ăsta de vedere și totodată este și profesor la Krebs în Austria. Domnia sa are și o clinică superbă, eu am fost, am filmat acolo, chiar am mai arătat imagini de la acea clinică, de la Neuskirchen. Neuskirchen, da. Da? Nu am accentul de neamț, dumneavoastră nicio trăiți problemă acolo și salvați oamenii de acolo. Ia că te dragi telespectatori, că domnia sa da face un pas foarte important, pentru că vine și predă la seminariul de medicină integrativă, deci anul ăsta s-a deschis noul sezon, ca să spunem așa, de medicină integrativă, unde va preda chiar despre ce problema legată din emisiunea de astăzi, nutriție și cancer și noutăți. Deci, în premieră absolută din acest punct de vedere, ia câtă că primul curs să facem la Nașul TV. Este firesc, de asta suntem, da. Avem, uitați-vă, deci seminarul, deci agătăm aici, da? Deci vă rog să faceți un prim plan. Așa, și este foarte bine, dragi telespectatori, și mă refer aici la medici, să vină la acest curs, da? Curs care este avizat de Colegiul Medicilor, unde se dau și acele credite de educație medicală continuă, acele MC-uri, da? Unde se iau 5 puncte pe curs. Iată că este foarte bine să ne reformăm și aici este la fel de foarte bine ca la aceste cursuri să vină și medici oncologi, chiar dacă sunt profesori, pentru a afla noutăți în domeniu. La urma urmei, domnule profesor, de atâta timp cât eu fac astfel de emisiuni, m-am boșorogit, sunt pe scaun, da? Am cunoscut decât 2 medici care nu au statutul de profesor, oncologi, de la Fundeni, care cunosc nutriție, ceea ce este extraordinar de puțin. Și pe mâna mea vin foarte mulți pacienți, da? Și vorbesc cu pacienți și din străinătate și din România, da? Și îi întreb, normal, ca o curiozitate, ce ți-a spus, ce dietă ți-a dat? Păi, în continuare să mănânc, adică, bă, ca proasta în târg, nu trebuie să știi nimic. Da. Da? Aveți dreptate, vă dau dreptate. Mai întâi mulțumesc pentru invitație. Programele educaționale privind nutriția medicală și nutriția funcțională, cum o cunoaștem din, da, din zona anglosaxonă, sunt extrem de slabe în Europa, din păcate, și ca atare trebuie să confirm ceea ce spuneți. Pregătirea în acest domeniu lasă mult de dorit. Dar nu se vrea.
Nu se vrea. Poate aveți dreptate. Nu, nu fac... am dreptate. Da. Am o rugăminte. Da. La mine în emisiune nu se merge cu periatul. Și eu dau un exemplu. Da? Da? În americanii s-au dus să-i premieze pe cine? Pe chinezi. China are o academie de prevenție. Prevenția nu o faci cu niciun chimical, nici cu banalul antinevragic. Da? Da. Deci americanii îi premiază pe chinezi, da? Le dă premiu de excelență, dar hai să mergem în America să vedem care sunt programele de prevenție. Păi hai să vedem în Europa ce se întâmplă. Da, păi ce suntem tâmpiți să dezvoltăm programele? Pentru că noi avem nevoie de ce? De oameni, de consumatori, de pacienți. Dacă am face munca educațională, normal că se cam rupe filmul la îmbogățirea industriei chimico-farmaceutice. Așa cum ați spus, atât în Germania, în Austria și de câțiva ani în România, încercăm să acoperim această lipsă prin oferta acestor cursuri de medicină integrativă, începute din anul 2006 în România și care le-am reluat anul trecut la UTM București și care în anul acesta se desfășoară în colaborare cu Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și cu platforma medicală RomMedic, pe care, la care telespectatorii se pot adresa la rommedic.ro, în care sunt toate proiectele acestui an listate și cu temele respective. Mă scuzați că vă întrerup, eu aș mai forța puțin lucrurile. Secretariatul dumneavoastră, da, inclusiv cu Universitatea UMF Carol Davila, să facă o solicitare tuturor oncologilor, pentru că reforma să face să li se scoată din cap anumite prostii, da? Și în felul ăsta să vină în rândul lumii. De ce? Media doctorilor este foarte scăzută, media de viață. De ce? Pentru că la facultate au fost îndoctrinați cu multe elemente negative. Ei prescriu acele elemente negative, își atrag energiile negative. Da? Și atunci când un doctor începe să se autoreformeze, în special când au și profesori de calitate să vină să le explice științific anumite anomalii din sistem, da, atunci încercăm că am recuperat doctori. Ok. Da, vă pot da dreptate. Programul care îl susținem cu Universitatea de Medicină și Farmacie din București are mai multe teme. Mâine, la Institutul Național de Statistică din București, deschidem acest curs pe tema nutriția în cancer și cu o serie întreagă de elemente terapeutice legate de nutriție, de substanțe naturale, cu deosebită eficiență în terapia bolii canceroase. De altfel, avem de a face cu o explozie în acest domeniu, cum ați amintit. Da. Statisticele Organizației Mondiale a Sănătății arată că până în anul 2029 numărul bolnavilor de cancer nu va scădea, ci va crește cu 40%. Și poate avem un slide pe această temă în care să vedem această statistică, într-adevăr, în care peste 14 milioane de noi cazuri sunt prevăzute. Deci, ce ne arată această evoluție? Nu există încă o posibilitate de depistare precoce și de terapie efectivă a maladiei canceroase. Asta este, din păcate, realitatea actuală și în studiile care le-am făcut în Germania, care le avem în Germania din ultimii 10 ani, poate slide-ul următor putem observa acest lucru, și care au fost publicate și în cele mai mari reviste germane, de genul Spiegel și altele, se apreciază în mod obiectiv că rezultatul real obținut în prelungirea vieții la pacienții cu cancer prin tratamentele clasice arătate, uitați aici la mamacarcinom, la prostata și la cancerul pulmonar, nu arată nicio îmbunătățire semnificativă în privința creșterii perioadei medie de viață. Deci, între lotul de control care nu primește aceste terapii, chemoterapii, și lotul Verum care primește aceste chemoterapii, nu se înregistrează diferențe de timp semnificative. Ca atare, la ora actuală, atât în Europa cât și în America, se ridică problema unei noi
să spunem, abordări a maladiei cancioroase, în care suntem foarte interesați cu toții să se poată discuta și se poată analiza și cauzele acestei variabilități genetice. Într-un slide următor avem una din cauzele principale a acestei ineficiențe a terapiilor curente, și anume variabilitatea extraordinară a celulor tumorale, chiar în cadrul aceleiași tumori. Da. Aici, mă scuzați cu pauza de rigoare, continui ceea ce a spus dumneavoastră, că studiile internaționale au spus clar că din punctul ăsta de vedere nu s-a prea făcut nimic concret în salvarea oamenilor cu chimioterapia și cu aceste forme artificiale de vindecare a cancerului. Și aici conjug ideea, știți cum e cu bețivul, bă, dacă spune unul că ești beat, da, dacă spun doi că ești beat, îți pui semnul întrebării, bă, dacă sunt trei, te duci și te culci. Da? Și aici arăt clar statistici legate de cancer, legat de România. Și a spus așa, Agenția Internațională GlobeCan, da, arată că de fapt media în România de studiu s-a făcut pe România și se fac studiile pe 10 ani. Yeah. Da? Și au spus clar că numărul cazurilor de cancer, da, la 10 ani, anual, deci din 10 în 10 ani, deci vă dați seama cât ajungem, da, cresc cu 40.317, deci cu o rigurozitate. Da? Deci nu e ca să iei niște date din burtă. Da. Și la fel spune că, de fapt, crește și numărul deceselor. Păi problema se pune. Păi ce face Monșer? Ok, revenim la slide-ul care l-am arătat, da. în care explicația principală, recunoscută, într-adevăr, pentru această rezistență deosebită a celulor tumorare la terapiile, la chemoterapiile și la radioterapia curentă, este această heterogenicitate stupefiantă, enormă, a celulor tumorale, zilnică, aș putea spune așa, și care, în spatele acestei heterogenicități, este un bombardament permanent al materialului genetic cu radicali liberi. Radicali liberi fiind cei care practic ne intoxică și ne distrug. Bun, sunt specii reactive, da, ale oxigenului și ale, da, azotului, cu un potențial destructiv extrem de ridicat și care atacă și distrug materialul genetic, lipidele celulare, proteinele celulare și așa mai departe. Eu caut să vorbesc mai popular pentru că o am și pe veta mea cu 3 clase primare și să înțeleg. Ok, good. Da. Acum, studiile din ultimii ani arată într-adevăr o legătură directă între această variabilitate și producția permanentă de radical liber. Într-unul din slide-urile următoare putem vedea această recunoaștere a rolului radicalilor liberi în apariția diferitelor forme de cancer cunoscute pe plan mondial. Ceea ce nu-și pun întrebarea colegii, sau nu prea și-au spus-o până la ora actuală, este ce stă în spatele acestei producții continue de radical liber, responsabilă pentru această heterogenicitate gigantică a celulor canceroase. Răspunsul a putut fi dat în ultimii ani, în care s-a putut arăta și prin studiile noastre, spun fără falsă modestie, că la baza acestei variabilități genetice, la baza distrugerii materialului genetic, următorul slide putem vedea, stă acest bombardament extraordinar al DNA-ului, al acidului dezoxiribonucleic, cu radicali liberi produși prin substanțe toxice din mediu. Iată, aceste xenobiotice. Care sunt astea? Pesticidele, substanțele de vopsea lemnului, solvenții, metalele grele și toate îngrășămintele chimice, masele plastice, substanțele de maselor plastice, toate aceste chimicale care le inhalăm sau le luăm cu mâncarea, le ingerăm zilnic, da, se adună și contribuie la această generare. Mai continui, pentru că nu de mult s-a descoperit că însăși în textilul de firme, da, da, costumele, da, hăincă, da, măși, da, pantofi, da, sunt aceste substanțe pe care noi le, exact, incriminăm, care produc, exact, cancer. Exact, cancer. Substanțele de impregnare a textilelor, exact, sunt, da, aparțin în această... Deci, cu alte cuvinte, să nu ne mai dăm în figuri să cumpărăm mari costume de mari firme. Mă rog, pacienții noștri în clinică sunt îmbrăcați, da, îmbrăcați și îmbrăcați să poarte o îmbrăcăminte simplă din bumbac alb.
necolorat. Întrucât știm foarte bine ce efecte de intoleranță și ce efecte alergice pot produce aceste substanțe adăugate, aceste substanțe de impregnare. În fine, pe lângă aceste xenobiotice organotoxine, mai avem o serie întreagă de metale grele care joacă un rol covârșitor în menținerea acestui bombardament cu radicali liberi în cadrul celulei canceroase, ok? Și producția de radicali liberi din cauza metabolizării acestor metale grele și xenobiotice și organotoxine în așa numitele sisteme de detoxificare de fază 1, sisteme de detox de fază 1 din citocromii mitocondriilor celulelor noastre. Acest bombardament conduce la modificările DNA-ului, la ruperea catenei, la mutațiile respective și la apariția acestor aducți ai DNA-ului, adică baze modificate de DNA, care au un potențial extraordinar de toxic și care întrețin și ele acest fenomen de multiplicare a celulei canceroase. Se pune întrebarea, se știu aceste lucruri sau nu se știu aceste lucruri? Sau de ce nu se vorbesc despre aceste lucruri? Pentru că avem de-a face cu un fenomen fundamental, pe care în România, ca să facem puțin și istoricul acestei povești, l-a sesizat prima dată chiar un membru al familiei mele, inginerul Nicolae Ionescu Dâmbovița, în anii 70. L-am mai pomenit. L-ai mai pomenit, da. Care a spus încă în acei ani, a fost, bineînțeles, luat în râs la data respectivă, că nu etiologia virală este cauza principală a exploziei cancerului, ci această intoxicare a mediului înconjurător cu substanțe, cu organotoxine, metale grele și așa mai departe. Deci am un respect deosebit pentru acest om care, cum vedem, cu peste 40 de ani înainte, a făcut aceste previziuni din cercetările care le făcuse la animalele de experiență și așa mai departe. Bun, dovada. În următorul slide putem arăta ce dovezi am adus noi, laboratoarele noastre din Neukirchen. Iată, aici avem posibilitatea în cadrul clinicii să investigăm aceste concentrațiile acestor metale în probe biologice, și anume putem înregistra în laptele de mamă, putem măsura în biopsiile tumorale. Și studiul făcut pe biopsiile tumorale acum câțiva ani, în următorul slide, și care este în premiere în Europa, arată că în cancerul de sân, aglomerarea acestor metale cu un potențial disruptiv în procesele endocrinologice extraordinare, se cheamă endocrine disruptors, ok? Și care mimează estrogenii, de exemplu, cadmiu, nichelul și așa mai departe. Aglomerarea acestor metale este incredibilă. Următorul slide, putem vedea aglomerarea fierului, care are un potențial mutagen extraordinar de important, este de zeci de ori mai mare decât în lotul de control obținut de la un institut de chirurgie plastică din Germania. Aici mă scuzați, da? Nu că vorbim de fier, suntem la capitolul de fier. Da. Mulți doctori, când oamenii sunt în cancer și anemie, le dă pelicule de fier, ceea ce este o greșeală. Este o greșeală. Vom vedea de ce este o greșeală. Aprovizionează mai mult boala, dar să explicăm științific, fierul, să eliminăm greșelile. Exact. Fierul nelegat, cum se oferă pacientului de cancer la care se constată o anemie, o sideremie scăzută, deci o concentrație de ser scăzută în sânge, în ser, administrarea de fier anorganic sau organic, nelegat la anumite proteine, la structuri proteice, cum este în hemoglobină, de exemplu, conduce la o acumulare rapidă a acestui fier în celulele tumorale, care au de 100 de ori mai mulți receptori de transferină pe suprafața lor decât celulele normale. Deci fierul oferit de doctor în bună știință, el vrea să-l scape de anemie pe pacient, dar acest fier se duce la celula tumorală. Ca atare, recomandăm de ani de zile la acești pacienți care se află într-o stare gravă cu hemoglobina scăzută, în special în urma terapiilor citostatice, chemoterapeutice și așa mai departe, să facă transfuzii de sânge, nu să primească fier pe cale orală și nu să primească pe cale fier anorganic, nelegat, ci transfuzii de sânge de la membrii de familie sănătoși, în care grupele de sânge respective să poată fi compatibile, bineînțeles. Transfuzia de sânge este singurul element care îi poate îmbunătăți rapid situația și anemia gravă în urma tratamentului citostatic sau cu radiații. Următorul slide ne arată că și alte metale, cum ar fi nichelul, cromul, cadmiul, se aglomerează extraordinar, deosebirile sunt de zeci de ori mai mari, deci este o deosebire imensă, dar care ne dă și un avantaj terapeutic, după cum vom vedea mai târziu, în aplicarea a câtorva elemente naturale care, datorită acestui concentrări mari de
metale în celulele tumorare, atacă numai celulele tumorale și le distrug specific. Extraordinară posibilitate din punct de vedere natural, cum vom discuta mai târziu. Interesant este următorul slide, că și zincul se acumulează extraordinar de puternic în celulele tumorale. Am găsit aceste nu numai la cancerul mamar, dar și la cancerul hepatic, mediastinal, mari concentrații de zinc celulor. De ce? Celula tumorară are nevoie de zinc pentru înmulțirea extrem de rapidă. Enzime esențiale, cum ar fi DNA polimeraza, timidin chinaza, necesare replicării tumorale, sunt zinc dependente. Iar în studiile făcute pe animale și pe oameni care s-au oferit diete fără zinc, se constată o reducere semnificativă a creșterii tumorale în urma eliminării acestea. Zincul este un element foarte sănătos și foarte bun, preventiv, da, foarte, foarte valabil, ca să previi... În creșterea rezistenței organismului. Exact. Dar nu în momentul când s-a instalat, da, o tumoră care este plină de zinc. Ok? Bun, deci iată, sunt anumite aspecte care ne fac să înțelegem că aglomerarea acestor elemente conduce la un potențial mutagen extraordinar de puternic. Da. Vreau ca să ne relaxăm, dragi telespectatori, și cu puțină muzică, deci putem combina știința și noutățile, nu? Cu muzica, pentru că la urma urmei, în felul ăsta, ne putem prelungi și media de viață. O melodie, da, pe care o dedicăm Danielei Bejan și lui Cristofor Petrache, nu Cristofor Columb, dragi telespectatori, că le-am numit. De fapt, o să-i fac și lui o dedicație, da, pentru că el a descoperit cum se numește fructul așa? Ananasul. Da. Deci, o melodie cu Annie Lennox. Marele profesor Thomas Fowler spunea: omul nu prețuiește sănătatea până când nu apare boala. Eu ăstuia i-aș da primul Nobel, dragi telespectatori. De fapt, la mulți dintre muritori le-aș da un astfel de premiu, pentru că la urma urmei, prin vorbele lui Dulce, are un mare dram de adevăr. Dragi telespectatori, sunt în direct cu domnul profesor John Ionescu, domnia sa, nutriționist, licență internațională și totodată predă și la facultatea de la Krebs și reactualizez ideea. Mâine se deschide cursul pe acest an, curs legat de tema emisiunii care e la noi, nutriție și cancer și noutăți, da? Este foarte bine ca să participe la acest curs medici, nu, pentru că li se dau și punctaje, da? Este curs avizat de Colegiul Medicilor de să dau acele MC-uri. Deci, seminarul de medicină integrativă va începe de mâine, da? Iată, da? Informații utile, noutăți, dragi telespectatori, pentru că la urma urmei nu ne putem educa dacă nu punem și nu dezvoltăm educația la urma urmei. Ar fi foarte bine ca aceste cursuri să se predea la toate facultățile de medicină. Lăsați-mă că cine vrea ca să participe, intră pe site-ul facultății și cu asta mai dau eu la ce oră începe, da, cursul. Nu suntem la școală, pierd timpul cu ora exact. Da. Domnule profesor, hai să avansăm, da, la cauzele modificării echilibrului redox în celulele tumorale. Da, am mai discutat despre aceste... Și mai discutăm. Și mai rediscutăm, într-adevăr, da, pentru că este o problemă covârșitor de importantă. În momentul în care cercetările de ultimii 15 ani, și e vorba de cercetări la nivel mondial, la nivel de universități americane, universități australiene sau europene, și care arată în mod surprinzător că în momentul în care vorbim despre echilibrul redox sau despre pH-ul, deci despre aciditatea sau alcalinitatea unui țesut tumoral, trebuie să facem o distinție foarte importantă între interiorul celulei și exteriorul celulei tumorale, deci matrixul tumorii respective. Pentru că între aceste două compartimente există o diferență covârșitoare, și anume o stare de acidoză, de aciditate în exteriorul celulei, datorită deversării unei cantități imense de acid lactic din celulele tumorale la exterior,
creând acestor celule un avantaj fiziologic extraordinar de multiplicare, de metastazare. Acidul lactic, cum vom vedea, ruinează, neutralizează capacitatea sau puterea de apărare a celulelor sistemului imun. Deci, iată, un prim avantaj enorm al celulei tumorale și creează un mediu exterior foarte acid. În schimb, în interiorul celulei tumorale, asistăm la o situație de alcaloză, deci de situație opusă, sau de redoză celulară, alcaloza merge întotdeauna cu redoza celulară, în care avem de a face cu o acumulare continuă de elemente reductive. Ce înseamnă elemente reductive? Elemente care reduc potențialul redox al acestor celule, cum ar fi, în primul rând, glucoza, cum ar fi NADH-ul, glutationul, cisteina, deci sunt o serie de... Astea sunt foarte ieftine și bune. Sunt bune, dar sunt bune pentru creșterea celulei tumorale, după cum vom vedea imediat. Deci hrănește celula tumorală. Deci se pune întrebarea dacă această stare de redoză celulară o mai găsim și în alte situații patologice. Da, în toate situațiile în care avem de-a face cu o înmulțire necontrolată celulară, de genul multiplicarea plasmocitelor în alergii, de genul multiplicarea keratinocitelor în psoriazis sau de genul multiplicării celulelor canceroase. În aceste situații, cauzele care conduc la această stare metabolică paradoxală sunt, în primul rând, hipoxia, starea de hipoxie. Ce înseamnă hipoxia? Lipsa oxigenului, datorită lipsei de mișcare, de exemplu. Da? Datorită unui mediu înconjurător cu o calitate a aerului de proastă calitate, cu o calitate proastă aerului. Și alimentației, care, de exemplu, este una dintre ajungem alimentele și acolo. Care ajungem scoate și acolo. Oxigen. Ajungem și acolo, exact. Da. Ajungem și acolo, consum de oxigen. Da. Deci lipsa de oxigen din diferite cauze poate conduce la situații celulare de hipoxie, deci cu o presiune a oxigenului scăzută, okay, care sunt un avantaj, creează un avantaj extraordinar celulelor canceroase, care trec de la o celule normale, trec în aceste situații de la o stare de producție energetică serioasă, normală, naturală, prin activarea așa numitei fosforilări oxidative din mitocondriile celulare, trec de la această formă normală de generare a adenozin trifosfatului la o stare de anaerobioză, de hipoxie, cu activarea glicolizei, un fenomen ancestral de producere a energiei, care le găsim la formele de viață inferioare, bacterii, ciuperci și așa mai departe, în care această glicoliză, inițial anaerobă, în celulele canceroase este menținută permanent, creându-le un avantaj de proliferare extraordinar, după cum vom vedea pas cu pas. Eu vă felicit că veniți cu astfel de studii. De ce? Pentru că reactualizați, să zicem, etnomedicina, etnoiatria. Legat de hipoxie, ne gândim foarte bine că s-a luat premiul Nobel pentru așa ceva în 1925, după 15 ani de studii. Banditismul din medicina clasică este că evită să pună în valoare ceea ce acești laureați, da, și premianți au dezvoltat. Și aici mai este o problemă, nu știu dacă știți, în afară de studiul China, da, care s-a făcut pe 30 de ani, nici acum nu s-a închis de fapt, s-a mai făcut un studiu colateral, tot pe 30-35 de ani, și în 2008, s-a continuat până în 2007, iar în 2008 la Paris s-a făcut acel congres internațional legat de ce? De cancer! Okay. Ce au spus mari profesori? Păi mari profesori acolo au tras semnalul de alarmă și au spus ce păcat că ne-am îndepărtat de natură, da? Și rămânem foarte mult fixați în medicina clasică și a luat și a pus Ribolio, de exemplu, Michel Boiron și a zis, domnule, au venit și au pus în valoare beta-carotenul, fructele, legumele, până acolo unde s-au măsurat și câmpurile energetice și culoarea produselor. Da, iată că continuați ceea ce alții au făcut. Păcat că medicina clasică nu ține cont. Nu pot decât să felicit intervenția dumneavoastră. Într-adevăr, profesorul Otto Warburg în anul 1926 publică această observație în care arată că
celulele canceroase se hrănesc în primul rând prin acest fenomen de glicoliză aerobă, da, după Warburg, un fenomen care i-a purtat numele de atunci efectul Warburg. Și a rămas în istorie. Acest efect Warburg arată că aceste celule canceroase se hrănesc prin această formă ancestrală de producere a energiei, prin metabolizarea glucozei, prin menținerea acestei glicolize, care inițial este anaerobă, dar chiar în situație de oxigenare normală mențin acest avantaj funcțional extraordinar în contra celulelor normale pentru a-și putea menține proliferarea și a rezista atacurilor din exterior. Deci cauzele care conduc la această stare de redoză și ulterior la cancer sunt în primul rând lipsa de oxigen, lipsa de activitate fizică, acumularea de substanțe toxice de care am vorbit puțin mai înainte, documentată prin biopsiile. Inclusiv din medicamente. Și medicamentele pot conduce la astfel de situații, în situația în care corpul nu le poate metaboliza în mod corect, în situația în care așa numitele mecanisme detox sunt deficitare, faza 1 și faza 2. Să știți un lucru, că sunt pacienți care mă sună, da, și îmi spun că sunt medici care le prescriu între 14 medicamente și 24 de medicamente. Primă și pedeapsă. Această polipragmazie este o greșeală fundamentală. Este o greșeală fundamentală. Da. E o mafie curată pentru că foarte mulți câștigă bani de la farmacii, de la industria chimico-farmaceutică, pentru că nu se explică între 14 și 24 de medicamente. Îl faci pe la buhai. Bun. Ca să încheiem acest punct, una din cauzele principale care deci conduc la această stare de redoză celulară, pe lângă lipsa oxigenului și a activității fizice, este mâncarea excesivă. Mâncarea excesivă și în special alimentarea excesivă cu carbohidrați simpli. Care sunt aceștia? Zaharurile, făinoasele, okay, dulciurile, în primul rând, deci sub excesul de glucoză. Făină albă, în special albă, care nu are niciun nutrient. Excesul de glucoză. Iată o chestie care este foarte puțin luată în serios, din păcate și de colegi, și care scurtează viața pacientului de cancer. Întrucât, după cum vom vedea, celula canceroasă se hrănește în primul rând prin glucoză. Numai glucoză este elementul principal, urmând de alți 2-3 aminoacizi care îi vom discuta. Un mare profesor francez a spus, nu facem altceva decât hrănim boala. Exact. Următorul slide ne arată că un element extrem de important care conduce la această stare de redoză continuă și de alcaloză a celulei canceroase este acumularea de glutation. Glutation în formă redusă, GCH, glutation în formă redusă, care conferă celulei canceroase și posibilitatea de a se apăra contra atacului prooxidativ din afară, cum ar fi, de exemplu, radiațiile, tratamentele cu radiații sau chemoterapia. Chemoterapia este un puternic atac oxidativ care forțează celula canceroasă să acumuleze din ce în ce mai mult glutation spre a se apăra de acest atac din exterior. În culturi de celule se demonstrează însă în mod foarte clar, cum vedem aici, că distrugerea unei culturi de celule tumorale se poate obține numai prin un tratament pro-oxidativ. Deci, modificând potențialul redos de la minus 230, să zicem, la minus 170, celulele intră în apoptoză și dispar, celulele canceroase. Deci nu putem să ne gândim la un tratament cu antioxidanți când pacientul are deja o tumoră definită și în curs de proliferare. Antioxidanții, precum glutationul, vitamina E sau alții, care nu mai avem timp să-i discutăm cu toții, nu pot decât să conducă la o creștere a proliferării. Da. O excepție face însă vitamina C, care are un comportament cu totul special contra celulei canceroase. Da, păi trebuie să ne gândim la studiul lui Anne Spolling. Da. La urmă, dar totodată îmi cer scuze pentru... Am niște pacienți din Germania, da, și care le-am spus să urmărească această emisiune. Și dragii pacienții din Germania, este bine să-l căutați pe domnul doctor și în Germania, da, pentru că ceea ce îmi cereți mie de la domnia sa, aveți multe de învățat pe plan local. Și că au fost impresionate că mi-au dat telefonul să-mi spună că în Germania este un trend legat de salvestroli. Și am spus, păi da, și eu am medicamente cu salvestroli, da, chiar am făcut o premieră mondială ca citostatic din punctul ăsta de vedere și erau foarte fericite că în România se găsesc. Păi, din punct de vedere privat, particular, fac mai mult decât fac
marile academii de științe medicale care practic nu vor să pună în valoare formele alternative, okay, ca să spunem așa. Din slide-ul următor, să revenim. În slide-ul următor, care arată cercetări de ultimă oră publicate în Nature Reviews. Nature este cea mai înaltă revistă de cea mai înaltă calitate științifică pe plan mondial, în care observăm că această stare de redoză celulară cu un pH aproape de 7,4 în comparație cu starea extracelulară acidotică cu pH la 6,5 până în 7, este menținută de câteva sisteme care lucrează secundă de secundă pentru a menține acest status quo. Și anume, sisteme care elimină protonii, deci ionii de hidrogen care conferă aciditate, îi elimină la exterior, împreună cu lactatul, deci acidul lactic, și protonii sunt eliminați la exterior, menținând în interior bicarbonatul, glutationul și toate aceste elemente reductive care permit celulei să prolifice și care permit celulei să reziste atacului exterior de citostatice, radiații și alți agresori. Poate mulți dintre telespectatori își pun întrebarea: domnule, eu când mă duc la medic, medicul oncolog, că vorbim aici de medicul oncolog, nu-i spune mare lucru din punctul ăsta de vedere. Îi spune un grătar, dar fără ca medicul respectiv să țină cont că acolo e acrilamidă, îi dă carne, zice, mai slabă, nu contează, dar fără să țină cont, pentru că vorbim de lipsa de oxigenare la nivel celular, deci carnea scoate oxigenul și aprovizionăm tumoarea. Da. Deci oncologul nu este nutriționist din punctul ăsta de vedere și mai mult ce? Mai mult își îngroapă pacientul decât să-i dea media de speranță. Problema este, vreau să faceți așa, o clasificare. Ce produse trebuie să mănânce? Să luăm așa. Fructe, legume, zarzavaturi. Domnul Moraru, pe parcursul discuției am adus cu mine câteva slide-uri care arată deosebirea între cele bune și cele rele. Le spunem, cele bune și cele rele. Le spunem la vremea respectivă. Ca să încheiem acest capitol, în slide-ul următor se arată că această stare de alcaloză și de redoză intracelulară conduce, în urma hipoxiei inițiale, primare, conduce la o schimbare a expresiei genetice în celulele respective și la apariția unor factori extraordinar de favorabili celulelor tumorale. Unul dintre acestea, în următoarea imagine, se cheamă așa numitul hypoxia inducible factor, deci factorul indus de hipoxie. Deci asta este una din cauzele primare care Warburg a observat-o încă în anii 20 și care acest hypoxia inducible factor are un efect extraordinar de puternic în menținerea pompelor care introduc glucoza din exterior în interiorul celulei. De altfel, receptorii de insuline sunt de 50 până la 100 de ori mai puternici exprimați pe celulele tumorale decât pe celulele normale, iar acești transportori GLUT 1, 2, 3, 4, transportori de glucoză, funcționează secundă de secundă pentru a introduce toată glucoza care stă la dispoziție în sângele pacientului imediat în celulele tumorale, în primul rând în celulele tumorale. Al doilea, același factor de transcription factor, factor de transcripție, acest HIF, activează metabolizarea glucozei pe acea glicoliză descrisă de Warburg, pe acea glicoliză inițială anaerobă, dar și în prezența oxigenului, aceste enzime sunt menținute prin acest HIF, prin expresia puternică acestui HIF. În urma acestei glicolize, în urma acestei metabolizări a glucozei, se obține, se ajunge la acest produs intermediar, la piruvat, care, în loc să intre în fosforilarea oxidativă ca în celulele normale și să ne confere o cantitate mare de adenozin trifosfat, o producție energetică suficientă, este blocată acest transfer prin alt factor, prin altă enzimă susținută de HIF, piruvat de hidrogenaza, chinaza, care blochează această cale. Ca atare, piruvatul se va transforma în lactat sub influența unei alte enzime susținute de HIF, lactat de hidrogenaza, și acesta va fi trimis la exterior, menținând această aciditate permanentă în jurul celulelor tumorale, care le face inatacabile din punct de vedere al sistemului imun. Celulele imunitare, avem suficiente lucrări care le vom prezenta mâine la curs, foarte interesante, celulele sunt paralizate de această acidoză din periferia tumorii. Extraordinar mecanism de supraviețuire. În plus, această acidoză extracelulară favorizează metastazarea celulelor tumorare, activează metaloenzimele, catepsinele, dau drumul, dau loc
dau posibilitatea celor tumorale să se împrăștie în țesutul adiacent și să o ia pe, pe vasele sanguine, să, să continue împrăștierea în corp. Următorul slide ne arată că intrarea de glucoză, preferențială de glucoză în celulele tumorale, este un proces obligatoriu și surprinzător, cunoscut foarte bine de medici oncologi de care ați amintit anterior, întrucât acești medici oncologi, toți colegii de la oncologie, știu la ora actuală că pentru a identifica exact unde se află o celulă, o formațiune tumorală activă, cel mai bun test de identificare precisă a acestor localizări actual este pozitron emission tomography, PET-ul, care constă în transmiterea, injectarea unei mici cantități de glucoză marcată, fluorodeoxiglucoză, și care se duce ca un, atrasă ca un magnet numai la celulele tumorale respective, hrănindu-le, bineînțeles, ca, așa cum deci se duce orice glucoză. Deci aici putem vorbi de o adevărată inteligență a materiei, să duce țintit acolo unde e buba. Da, pentru că celulele tumorale, cum vă spuneam, au acești glucozotransporteri extrem de activi și receptorii de insulină extrem de activi pe suprafața lor, care atrag ca un magnet tot ce este glucoză în jur. Deci, oncologul știe că identifică celula tumorală trimețând prin acest, prin această glucoză radioactivă exact la locul crimei glucoza care servește multiplicării tumorale. Dar nu are nicio problemă să ofere adesea infuzii cu glucoză pacientului respectiv. E prea ieftin. Înțelegeți? Unde se fac greșelile? Greșeli fundamentale. Asta e despre asta vorbim. Greșeli fundamentale. Ori aceste lucruri neluate în seamă, ca și mâncarea care o ia pacientul când spunea, hai să vedem ce îi putem, dar ce nu putem. În primul rând, nu puteți să-i dăm pâine în exces. Un pacient, de exemplu, cu un, cu un cancer gastric, care are o foame continuă de pâine, mâncând pâinea respectivă, nu face decât să își grăbească exitusul. Nimic altceva. Pâinea îi va hrăni celulele cu care intră în contact direct cu o viteză extraordinară. Deci, glucoza, făinoasele albe, cum spunea și făinoasele în general, trebuie să evitate în momentul când s-a instalat un proces proliferativ dovedit. Ok? Și schimbate cu alte metode, care vom discuta, intrăm în slide-ul următor. Iată aici, de exemplu, ceea ce fac oncologii. Toți oncologii folosesc acest PET scan cu fluorodeoxiglucoză ca să identifice unde sunt celulele respective. Iată ce, ce imensă masă de mediastinală, cuprindere hepatică, splenică, așa nu știu ce, care în urma unui tratament natural și foarte bine țintit, se reduce aproape la câteva mici focare, deci cu un efect excepțional de puternic. Aici alt caz, înainte și după terapie, cum vedeți. Deci se poate urmări exact starea metabolică și prezența nucleilor tumorali cu acest PET în care glucoza marcată este trimisă la locul crimei. Vedem acel schelet, nu? Ultimul, da? Cum practic au dispărut principalele formațiuni tumorale. Exact. Da? Printr-o terapie vom vedea ce fel de terapie vă discutăm. Da, aici salut această atitudine pe care o aveți dumneavoastră și cu echipa din Germania și totodată aș vrea ca să salut și un mare profesor lung, Teofil, poate o să-l invit într-o emisiune la mine, dar am văzut că există un site, un film pe net, unde și domnia sa spune nu mai faceți atâtea chimioterapii și radioterapii, dar iată că au început să fie, pe lângă doctorii care vin la noi în emisiune și spunem, pentru că nu suntem cenzurați de absolut nimic, veniți și noastră și complexați ca și alții doctori de problema asta și totodată un alt doctor, Patrick Holford, și vreau ca să faceți un prim plan, spune nu cancerului, domnia sa este foarte mult invitat în Anglia la televiziuni și chiar a dezvoltat din 1986 un institut de nutriție pentru tratarea și prevenirea cancerului, exact o expunere, ca să spunem așa,
ceea ce faceți dumneavoastră, ceea ce fac și eu... alții doctori. Salutăm astfel de curente. Mulțumesc, că eu nu pot decât să repet invitația colegilor interesați de astfel de teme, da, de a participa mâine cu începere de la ora 9 la acest seminar de la Institutul Național de Statistică din București, Bulevardul Libertății numărul 16, cu începere de la ora 9, informații pe site-ul romedic.ro, în care sunt date, toate datele acestui seminar le găsesc ce interesați. Avem un interes deosebit pentru astfel de seminare, remarcat și, da, și primul curs a deschis chiar la noi în premieră. De fapt, am obișnuit pe telespectatori cu multe premiere din acest punct de vedere. Să știți că în România, din punctul ăsta de vedere, suntem, mă refer ca ecuație de tratament, mult peste alte clinici din străinătate, unde oamenii se duc și bagă bani, mii și mii de euro, când noi aici, practic, avem să facem programe de oxigenare, avem citostatice naturale fără efecte secundare, avem medicamente care ajută la ca reacționează ca interferoane naturale. Deci avem o bogăție în România. Principalul este că nu avem o educație medicală la nivel universitar. Care să se explice aceste fenomene. Exact, da. Da. Deci educația e primordială din punctul ăsta de vedere și omenirea a pierdut foarte mult prin distrugerea institutelor, din păcate. Vedeți, din acest motiv am și acceptat invitațiile făcute de cele două universități bucureștene, UTM anul trecut și UMF București anul acesta, pentru că nu există alte posibilitate decât programul educațional. Fără un program educațional competent, evidence-based medicine, cum spun colegii peste tot, nu poți să convingi un public educat, nu-i așa, de valabilitatea acestor noi drumuri în terapia cancerului, alergiilor sau a bolilor autoimune. Revenind la problema noastră, următoarele text ne arată ce posibilități avem acum, nu, să reducem aceste fenomene paradoxe, aceste fenomene, așa numite hallmarks of cancer, hallmarks, aceste markere, acești markere ale celulelor canceroase, care le găsim la toate celulele canceroase. Numai că, din păcate, majoritatea tratamentelor clasice, chemoterapie, radioterapie, nu se adresează acestor fenomene, ci se adresează numai distrugerii celulelor tumorale, distrugând și celulele normale, bineînțeles, ruinind sistemul imun, producând aceste disrupții metabolice. Un dezastru la urmă. Bun. Deci, scopul care ni-l propunem este de a înțelege aceste fenomene fundamentale în metabolismul celulei tumorale și a ataca țintit aceste fenomene în celula tumorală, nu la celula normală. Ori pentru asta trebuie să înțelegem ce avem de atacat, nu? Ca să spunem da, așa. Da, da, da. Deci baza fiziologică, baza metabolică acestor proliferări. Ca să putem reduce această schimbare dramatică de potențial redox, care o găsim specific cu această redoză celulară în celulele tumorale, avem câteva căi prin care încercăm să creștem procesele oxidative care să consume această rezerve, ca să consume rezervele celulei tumorale și să reducă această acumulare de rezerve alcaline, de rezerve reductive în interiorul celulei tumorale. Una dintre cele mai interesante care o cunoaștem de ani de zile, o să fie publicul poate surprins, a fost inaugurată tocmai în România. În anii 70, eram încă la facultate și mă ocupam tocmai cu biologia celulei tumorale pe vremea aceea. Unul dintre... Când se făcea carte. Când se mai făcea încă carte, da? Unul dintre binecunoscuții medici ai României era așa numitul doctor Pușcaș, care introdusese o terapie, observase că un preparat foarte cunoscut pentru tratarea ulcerului gastric arăta în mod surprinzător și un efect antitumoral remarcabil. Acest preparat se cheamă acetazolamida. Și doctorul Pușcaș, în anii 70, cu apariții în flacăra lui Adrian Păunescu și așa mai departe, eu eram încă în țară, încă nu părăsisem fraudulos România, și era deci foarte cunoscut prin tratamentul cu acetazolamida. Ce face acetazolamida? Acetazolamida blochează unul dintre mecanismele permanente care întrețin redoza celulară, și anume carboanhidraza, anhidraza carbonică, extrem de activă în toate celulele tumorale. Sunt câteva izoenzime, 9, 12, 2, 9, 12, așa, următoarea imagine, în care
cercetările de mulți ani după Pușcaș, 20 de ani, 30 de ani după Pușcaș, confirmă efectele acetazolamide în cele mai bune reviste internaționale, 2003, la mulți ani după Pușcaș, în care această derivație, acești derivați de acetazolamide sunt confirmați ca având un evident efect de retardare a creșterii tumorale. Deci azi avem chiar o premieră mondială. Din păcate, lucrările lui Pușcaș nu le-am putut descoperi în PubMed sau în lucrările, ca să spun așa. A fost și probleme legate de comunicare, la fel cum a fost și cu Ionescu Dâmbovița. Constantin Dâmbovița, unde eu am mai spus că de fapt și cred că francuzii au făcut un aparat împotriva tumor cu abulat temperatură ridicată. La noi în țagă s-a știut că el a fost părintele lui. Da. Deci, hipertermia. Cum este legat spionajul științific, spionajul economic? E bine că au făcut francezii, pentru că iată... Ajungem imediat la această terapie. Da? Imediat ajungem. O surpriză. O surpriză, da. Da. Deci iată, avem pe de o parte acest inhibitor de carbonhidrază care reduc alcalinitatea celulei tumorale prin inhibând această anhidrază carbonică și reduc implicit și descărcările de proton la exterior, deci acidifierea externă. Ok, ca la ulcerul gastric. La ulcerul gastric o explozie de proton și de aciditate care îți distruge mucoasa gastrică. Următoarea imagine ne arată a doua posibilitate de tamponare a acidității gastrice, acidității extratumorale, și anume infuziile, lumea iarăși o să fie poate surprinsă, cu bicarbonat. Bicarbonat de sodiu. Dom'le, lumea, și de ce este surprinsă? Da. Pentru că te duci la fel și fel de doctor și bombardează cu vrute și nevrute. Eu o să fac împreună cu doamna doctor colonel Lidia Lascu de la Constanța o pagină din istoria cancerului și arăt cum cancerul era după vremea lui Hipocrat. Și cu ce să facem? Remedii naturale care erau și ieftine la mâna tuturor. Da, ca și Gerson, cum vom vedea imediat mai târziu. Okay. Gerson. Numai că acest tratament cu bicarbonat nu este făcut de coana mare în bucătărie, ci este făcut la Universitatea din Detroit și la Universitatea din Tampa, centrii universitare americane, în care se constată că o infuzie cu o concentrație potrivită de acestui element conduce puternic la inhibarea metastazelor. Deci iată un proces extraordinar de important, se produce un buffering, o tamponare a mediului acid exterior, oprind metastazarea tumorală, printr-un procedeu atât de simplu care nu costă nimic. Bineînțeles că nicio firmă de medicamente costă nu este... Costă bicarbonatul un leu. Da, un leu. Nu? Bineînțeles că nicio firmă de medicamente nu va avea vreo interes la așa ceva și nu vom găsi la niciun congres internațional finanțat de astfel de firme medicamente. Pentru că pe firmele interesează să-și vândă la zeci de mii de euro, dar niciodată la astfel de congrese și simpozioane nu discută despre contraindicații. Exact. Pentru că exact ceea ce a spus un mare profesor, John Virapen, care a fost director în firma Eli Lilly și a împânzit tot pământul, venea și spunea cum la o masă rotundă stătea să zic, la ce să mai spunem, noi că e bun medicamentul respectiv? Bă, la reumatism, bagă reumatism! Vorbesc foarte... Deci din interior. Da. Și nu e numai de la firma Lilly. Da. În general, așa se face filozofia de tratamente cu produsele de medicamente de sinteză. Pentru că, la urma urmei, este și legea care... Practic, nu vine să verifice instituția medicală, este și legea care nu vine să verifice ceea ce se predă la facultate, că n-ai cum. Da. Bun. Și atunci, pentru asta, și abuzează cu astfel de nenorociri. Da. Dacă continuăm acum să analizăm cum putem să ne opunem acestor fenomene paradoxe din metabolismul celulei tumorale, bineînțeles că întrebarea următoare se pune: cum putem elimina această stare de alcaloză și de redoză celulară? Da. Cea mai simplă. Dar vreau ca să anunț o melodie și apoi să revenim. Cu plăcere. Da? Cu plăcere. Dragi telespectatori, mulți dintre dumneavoastră probabil că ați făcut blatul cu tramvaiul, cu troleu, cu mijloacele de transport în comun. Vă aduceți aminte de blaturile astea, da? Tăticul vă dă acum
în casă și să și dansați un bilet de călătorie cu Eruption. Suntem în direct, dragi telespectatori, păi, dar nici mai vine să țin emisiunea, ci numai să dansăm într-una și în felul ăsta să vă tratăm. Venim la de un punct foarte important, foarte important venim, da. Mișcarea. Aș vrea ca să spun aici că, de fapt, s-au făcut niște studii în Anglia legat de mișcare și spuneau, legat la cancerul de femei, și spuneau că o alergare ușoară timp de 30 de minute se constată o înviorare remarcabilă cu 25% a sânului afectat de tumoare. Exact. Deci sunt studii care sunt extraordinare. Dragi telespectatori, este foarte bine să puneți mâna pe hârtie și creion. Vă dau un sat extraordinar pe care și eu l-am descoperit acum 2 săptămâni legat de cancer. Pentru că, la urma urmei, de ce se potrivește întocmai cu ceea ce noi spunem aici de ani și ani de zile. Da, și vă rog să rețineți. www.altamedicina.com, da? Deci www.altamedicina.com și să vedeți ceea ce spun acei profesori, printre care Tom Campbell, Charlotte și așa mai departe, sunt o serie întreagă de personalități ai culturii medicale, da? Unde vin și spun că iacătă că se poate face și altfel medicina decât cu chimicale și aici chiar e problema legat de cancer, unde chiar la început am și spus, agresează organismul și rezultate NEMA. Totodată vreau să vă comunic că Organizația Mondială a Sănătății anul trecut și ea exasperată că practic lumea medicală este ineficientă, a spus alo, atención, qu'est-ce que je vous dis? Îndreptați-vă și atenția către acupunctură și tratamentele tradiționale. Hai să revenim la oile noastre. Nu pot decât să salut intervenția care ați făcut. Într-adevăr, mișcarea, sportul, joacă în compensarea acestor fenomene paradoxe în metabolismul celulei canceroase, în instalarea acestei redoze. Și negativismul. Oamenii care gândesc negativ, la fel își atrag. Bun, acolo avem poate un fenomen indirect. E cunoscut că, într-adevăr, prin așa numitele procese de neuroimunologice, o stare de stres, de negativă, de stres sau de presiune psihică conduce la blocarea sistemului imun. Asta este absolut dovedit. Avem tema asta. Tocmai să o spunem și nu toți vin mâine la facultate, așa că... Da. Deci, să revenim la, Povestea cu compensarea acestor stări de alcaloză, acestor stări de redoză celulară. Bineînțeles că pentru a obține un efect pozitiv trebuie să dăm să oferim o terapie care compensează această situație, deci o terapie prooxidativă. Rog telespectatorii să-și noteze acest cuvânt, în special colegii, o terapie prooxidativă, dar pe cât posibil biologică, care să nu fie în detrimentul celulor sănătoase din corp. Sportul, cum vedem în această lucrare de sinteză a Germania din tema vedem oncologie. La capitolul oncologie. Da, oncologie din Deutsche Ärzteblatt, revista principală medicală germană. Sportul este la fel de important ca un medicament anticanceros. Cum așa? Întrucât sportul, orice fel de sport, are un potențial și un efect prooxidativ. Prooxidativ înseamnă va duce în mod obligatoriu la consumul de elemente reductive care sunt în celulele tumorale în exces. Ca atare, sărăcind celulele tumorale în aceste elemente reductive, ritmul de multiplicare scade imediat în momentul în care începem o activitate regulată sportivă, nu de epuizare a corpului, dar o activitate care să consume aceste calorii și aceste elemente reductive. Unul dintre exemplele cele mai bine cunoscute este vindecarea cancerului de testicul în stadiu 3 al marelui ciclist Lance Armstrong, câștigător al nu știu câtor care numai printr-un efort fizic enorm a învins pur și simplu această boală fără niciun fel de alte medicamente, după ce se constatase că tratamentele inițiale nu duseseră la niciun rezultat. Iată ce e important. Dar poate și de ce nu s-a făcut mare propagandă asupra ciclistului? Bine, că a fost povestea cu dopingul și așa mai departe. Nu. Asta e colateral. Da. Păi dacă lui
i s-ar fi pus microfonul în gură și dacă televiziunile din străinătate, și mulțumesc pe fanii noștri din străinătate, pe toate meridiane, care felicită această atitudine a nașului TV, inclusiv istoria medicinei, da, nu aveau voie, domne, să facă o astfel de publicitate, pentru că era o palmă morală asupra citostaticilor de sinteză, sigur. Că ia uite, o astfel de personalitate publică îndeamnă pe oameni că se pot vindeca pe linie naturală. Pentru că și în străinătate, nu numai în România, dar și în străinătate, există această mafie universală. Acum, când am început investigările pe această temă, în laboratorul nostru, în următoarea imagine putem vedea, am folosit o tehnică cu totul specială de măsurătoare a potențialului redox la pacienți cu psoriazis sau cu cancer. Această măsurătoare specială, celula redox specială pentru potențialul redox în sângele pacientului respectiv, următoarea imagine, îți arată starea inițială cu albastru, curba inițială cu albastru a pacientului respectiv și după 15 minute de jogging, de ușoară de mișcare, cum se modifică acest potențial redox deja cu 10-11 milivolți prooxidativ sus, prooxidativ. Deci iată dovada imediată că o ușoară mișcare îți are un studiile efect care le-au făcut englezii coincid cu ceea ce a făcut. Lucru. Următorul, următoarea imagine ne arată că al doua terapie, ca să spun așa, fără niciun fel de costuri, pentru că este vorba de o terapie lipsită de orice fel de costuri, mișcarea. Poate obținem al doilea slide. A doua pagină. A doua pagină. Da. Este efectul saunei. Sauna, deși hipertermia, de care vorbea Ionescu Dâmboviță acum 50 de ani, efectul hipertermiei, este extrem de favorabil oricărui tratament anticanceros, deci se poate asocia cu orice fel de tratament dietetic sau chiar clasic canceros, mărind eficiența acestuia. De ce? Hipertermia, după cum se vede aici, iarăși din măsurătorile noastre, după două sauna genghe, deci după două ședințe de sauna câte 10 minute, potențialul redox iarăși se modifică senzațional prooxidativ, de la minus 109 la minus 96 milivolți. Noi aici vorbim de temperaturi înalte. Nu, vorbim de sauna normală. O secundă, e o temperatură înaltă, e temperatura de afară. 80 de grade. 80 de grade, pentru că acolo și virusii se distrug. Asta e altă temperatură. Dar pun mai o altă chestie. Da. Venim în părțile în extreme, da? Temperaturile înalte la 80 de grade distrug tumorile, trebuie să ne gândim că practic și în Germania și sunt studii pe astfel de chestii și clinici în Canada și Statele Unite și Australia, unde se folosește criogenia. Mi se pare că și la noi s-a introdus această formă de injectare a azotului lichid. Da, azotului lichid, da. Și în felul ăsta se dislocă... Bun, asta este opusul. Este inducerea apoptozei, este polul opus, inducerea apoptozei printr-un șoc termic. Da. Deci, în cazul acesta, înghețarea țesutului. Imaginea următoare ne arată că această hipertermie, la mulți ani după ce spunea Ionescu Dâmboviță, a devenit terapie aproape clasică în Germania, terapie complementară tuturor terapiilor clasice, cu chemoterapiilor sau radioterapiilor. Deci, iată, pacienții primesc pe lângă chemoterapiile lor și această sensibilizare a corpului contra celulor tumorale prin acest cuptor cu infraroșii care le crește temperatura corpului interior la 42,5 grade, menține această temperatură 3 ore și se revine ușor la normal. Următorul imagine ne arată enorma modificare de potențial redox, de la minus 43 la minus 15. Deci, iată ce efect are această hipertermie. O secundă, încât să lămurim telespectatori legat cu temperatura înaltă. Poate unii sunt în stare să facă o astfel de încercare. De încercare. Zice, bă, mă duc la plajă, mă duc la Mamaia, la Morava, acolo. Nu. Și mă duc și stau la plajă. Bă, și mă arde soarele de mai dracu, chiar că-l ia. Deci nu e același lucru cu tehnologia unde imprimă o altă temperatură controlată din punctul ăsta de vedere. Da. Următoarea imagine ne arată posibilitatea, aceeași posibilitate din punct de vedere nutrițional. Că a spus întrebarea cheie. Care sunt alimentele bune, care sunt alimentele rele? Categoriile. Așa. Da. Noi cunoaștem și parcă am discutat chiar anul trecut pe scurt intervențiile făcute de celebrul medic american Gerson în anii 40. Eu mereu dau filme cu el. Cu sucurile de plante, cu sucurile de legume. Da. Okay.
Gerson a obținut rezultate spectaculare în multe cazuri de cancer, folosind anumite sucuri, în majoritate sucuri alcaline, deci care neutralizează, pot să neutralizeze acidul lactic din periferie, dar interesant, pot să aibă un potențial prooxidativ. Și anume cum? Vom vedea următoarea imagine, în momentul când folosim astfel de sucuri. Iată, un suc de carrots, de morcovi, proaspăt, clar, proaspăt stors, produce, în momentul în care este băut acest suc de morcov, circa o jumătate de litru, deci 500 de mililitri, produce în interval de jumătate de oră un efect prooxidativ. Lumea se poate întreba, stai puțin că morcovul conține antioxidanți, beta-caroton, este o deosebire esențială între capacitatea de a fixa radicali liberi prin beta-caroten, de exemplu, și valoarea potențialului redox, deci suma perechilor redox din sucul de morcov. Suma perechilor redox este prooxidativă și are efect anticancerigen, așa cum vedem în așa. Gerson însă a avut și cazuri care n-au funcționat. În discuțiile care aici am avut cu fata și dânsului, de câmpul omul. În discuțiile care am avut cu fata dânsului în New York, care o cunosc, cu Charlotte, care o cunosc, da? Mi-a spus da, a avut și, dar nu știm de ce. Următoarea imagine ne arată că în momentul în care, în locul sucului de morcov, pacientul primește un suc de sfeclă roșie, se produce fenomenul invers. Potențialul redox se mută reductiv, deci, datorită zahărului din sfecla roșie, va fi hrănită celula canceroasă, avem un efect pro-reductiv și, ca atare, ne ruinează efectul pro-oxidativ al altor alimente, altor alimente. Uh-huh. Chiar supa lui Gerson, care o avem în alte imagini și așa mai departe, conținea cartofi care nu sunt, prin conținutul de amidon crescut, nu sunt favorabili, nu? Unei terapii anticanceroase. Da, dar avea și țelină, avea și carotă. Energie, dar cartoful dă energie din punctul ăsta de vedere, dacă ne gândim... La omul sănătos, sigur. Da, sigur. Dacă ne gândim la studiile pe care le-au făcut franțuzii la Clève de la Santé, da, unde practic au spus cartoful crud are 2000 de Armstrong, iar fiert, copt, 7000-8000 de Armstrong. Organismul e la nivelul de 10000 de Armstrong. Da. Deci aici sunt cătările. Nu cartoful prăjit care era la terminat. La catastrofal. Da. Ok, mai departe, următoarea imagine, vedem că alte elemente minunate, de cum ar fi sucul de grefruit, de exemplu, are un potențial anticanceros extraordinar, aproape cât o terapie hipertermică, dacă ne uităm aici, o jumătate de litru de suc de grefruit, în special la leucemie, am constatat un efect foarte pozitiv. Iată ce modificare a potențialului redox îl produce. Nu știu cât să menține teza asta și în Germania, dar la noi sunt profesori care apar și pe la televizor și spun, doamne, să, în timp când ești sub tratamentul cancerului, să nu mănânci grefruit. Grefruit. Da. Este valabil acest lucru și explic de ce. Da. Deci grefruitul nu trebuie amestecat cu o terapie medicamentoasă sau cu o terapie citostatică sau o chemoterapie, întrucât modifică semnificativ enzimele de faza 1 de metabolizare a acestor elemente chimice. Da, dar nu ajută la curățirea ficatului din punctul ăsta de vedere și protejează celula hepatică? Pentru că acolo trebuie să ne gândim la o agresiune. Cu siguranță că, eu respect, grefruitul dat singur este minunat. Iată efectul. Pentru tot corpul. Da. Însă în momentul în care pacientul primește un medicament care poate să fie ori aspirină, ori paracetamol, ori un citostatic, ok, metabolizarea acestui medicament în citocromii din mitocondriile noastre nu se mai face normal pentru că grefruitul blochează această fază 1. Înțelegeți? Da. Deci, grefruitul are un efect formidabil de a reduce, ca să spun așa, agresivitatea acestor substanțe din exterior, care, modificate în faza 1 în citocromii mitocondriali, devin elemente și mai reactive cu producere de radicali liberi. Grefruitul blochează acest fenomen și ca atare va reduce eficiența acestor medicamente. Deci ca atare nu trebuie însoțit niciodată grefruitul cu astfel de terapii. Deci se ia separat. Separat în pauzele de terapie și așa mai departe. Da. Următoarea imagine ne arată că carnea de vacă de care vorbeați înainte și toți hamburgerii și așa mai departe, este o mare problemă atât pentru breast cancer, creșterea frecvenței de cancer de sân, cât și cancerul de prostată. Da, exact și în această carte spune nu cancerului, la fel, de asta și poza ce e. Este un fruct, o zmeură. Aici este vorba de carnea roșie. Carnea roșie. Deci poate să fie carne de vacă, carne de vânat, carne de vițel. Aceste tipuri de carne conțin foarte mult fier, conțin și aciduri.
acidurii, asta este secundar, dar da. Fier și glutamină. Da. Această glutamină pentru celula canceroasă care nu primește suficient zahăr și vedem ce terapii posibile avem la dispoziție, această glutamină îți întreține, intră în fenomenul de glutaminoliză, cum vom vedea, și îți întreține și ea creșterea celulei canceroase. Deci trebuie să fim foarte atenți ce alternative avem, ce fel de aminoacizi sunt buni și ce fel de aminoacizi sunt răi pentru pacientul neoplastic. Da. Mai avem mai în continuare. Deci, din punctul ăsta de vedere, i-am liniștit pe telespectatori că, de fapt, pe lângă așa ceva, trebuie să ne gândim la încărcarea toxicologică a organismului cu adrenalina din de la Canta animal de, da. Și plus da. Dioxina. Deci, un cumul de substanțe nocive da. Care da. Aprovizionează celula tumorală. Corect, corect. Da. Dar întrebarea centrală, sau ca să spun așa, să spun așa, calea regală de a controla o celulă tumorală rămâne în controlul aportului de glucoză intratumorală uh-huh. sau în blocarea metabolizării glucozei în celulele tumorale. Ori astea, în slide-ul următor, observăm care sunt modalitățile principale pentru a reduce acest aport de glucoză. Și iată cum ne învață și biserica, prima terapie, iarăși, care nu costă nimic, se cheamă postul. Da, postul, da. Dar nu postul 3 luni de zile sau o lună, că ajungi în groapă cu un post de o lună de zile, bineînțeles, ci postul, și este vorba de un post de pe timp scurte, pulsat, așa numitul post pe 5 zile, 3 până la 5 zile. Trebuie 3 să ne gândim o secundă. Aia e o parte. Și eu sunt de acord cu asta că omul poate să-l facă mai ușor, dar, atențion, de ce nu sunt 100% cu scuzele de rigoare? Da, da. Este părerea mea, da. Pentru că studiez eu și pot să fac conexiunile biblice din punctul ăsta de vedere. Da, păi trebuie să ne gândim la un lucru, că a face postul pe perioade scurte te ajută într-adevăr. Da. Dar dacă faci un post prelungit, nu mă refer neapărat la postul negru, că, dar da. Sunt probleme psihice la alții da. Care da. Nu-i ajută, de, da. Nu pot să-l facă. Da. Dar trebuie să ne gândim că existența radicalilor din organism sunt la fracțiuni de secundă. Și aici, legat de post, da? S-a dat postul Paștelui, care acum se face până la Paște, da. Sunt 2-3 luni de zile. Ca idee. Bun, da, unde postul să Paștelui face. Înseamnă că lumea mănâncă totuși vegetale. Da, da, păi vegetale, da, la asta mă refer. Dar și s-a dat numai dezlegarea de pește. De ce? Pentru că din consum elimină dioxina și elimină adrenalina. Da. Bun. Și se dă de lezgare numai. Deci lumea dacă poate să țină postul ăsta cât se poate de lung, da. Cu atât va fi și mai sănătos. Bun. Aici, dar pentru alții care da. Nu pot, e măcar 3 aici zile. Aici este vorba de un post ala Gerson. Este da. Vorba de un post de 3 zile, ca să spunem așa, da. Cu sucuri vegetale. Da. Okay? Alese corespunzător, cum am da. Văzut cu măsurătorile redox inițiale. Deci această supă Gerson, aceste sucuri Gerson, da. Pe 3 până la 5 zile, sunt foarte favorabile din două puncte de vedere. Curăță totul. Curăță totul. Okay? Și da. Cresc starea de oxidoză, pentru că consumă toate rezervele metabolice ale celulei tumorale. Consumă și trebuie să ne gândim la superoxid dismutaza. Da. Da? Da. Care da. Și aprovizionează este, organismul că... care este antitumoral. Ok. Da. Următoarea imagine ne arată că principalele posibilități de a obține un efect antiglicolitic pe care îl descrie Warburg din anul 1926 este acest post scurt de 3-4-5 zile cu sucuri de plante, dieta ketogenă. Această dietă ketogenă iarăși poate fi folosită zile întregi sau săptămâni întregi, nu pentru toată viața, nu pentru un an întreg, dar este exact efectul care se obține prin post. Postul conduce la schimbarea metabolismului energetic de la un metabolism energetic bazat pe glucoză la un metabolism bazat pe arderea grăsimilor cu producere de substanțe ketonice și, bineînțeles, în final, anumiți compuși antiglicolitici de mare valoare. Următoarea imagine ne arată tocmai aceste studii internaționale făcute la nivel universitar, în care o dietă low carbohydrate cu nivel scăzut de glucide, în special da. Zahăr, glucoză, pâine și așa mai departe, și cu înalt în proteină vegetală, în primul rând e vorba de proteină vegetală, reduce creșterea tumorală și previne inițierea cancerului. Deci iată, această trecere de la dieta normală, bogată în carbohidrați, care o mănâncă tot omul și în România și în Germania și așa mai departe, cum am spus, pâine, făinoase, da. Nu știu ce, la această schimbare pe dietă proteică și cu legume de tot felul, ok, și cu grăsimi.
E, din aceste grăsimi nu poate trăi celula tumorală. Aici este clou. Următoarea imagine ne arată că apariția acestor structuri chetonice, corpi cetonici, în urma opririi carbohidraților, da? Oprim carbohidrații, metabolizarea grăsimilor, așa numită beta-oxidare a grăsimilor, conduce în corp automat, pentru că corpul vrea să trăiască, nu? Celulele doresc să trăiască, le trebuie o sursă nouă de energie. Atunci topim grăsimile. Cum topim grăsimile? În așa numitul proces de beta-oxidare a grăsimilor cu producere de cheton, corp chetonici, acetoacetatul, beta-hidroxibutiratul și așa mai departe, care sunt un combustibil excepțional pentru celulele sănătoase ale corpului, de la mușchi până la creier, dar nu pot fi folosite de celule tumorale. Iată o nouă linie care o prezentăm în mare detaliu la cursurile de mâine, la seminarele de mâine, cu începere de la ora 9, în care arătăm rațiunea acestor diete ketogene. Opriți zaharurile, intrați pe legume, proteine și grăsimi pentru a produce acești factori energetici care pot fi folosiți de celula normală, dar nu pot fi folosiți de cancer și inducem apoptoza în celulele canceroase. Le băgăm în mormânt, băgăm în mormânt celulele canceroase. Foarte inteligentă această cale, nu descoperită de mine. Greva foamei. Greva foamei, foarte bine a spus. Ok, următoarea imagine ne arată, pe lângă această poveste esențială, cum hrănim pacientul de cancer. Deci ne trebuie o dietă ketogenă, ne trebuie aceste sucuri, ne trebuie legumele, cum am vorbit, dar nu carbohidrați. Cum putem bloca activarea procesului de glicoliză aerobă descris de Warburg, care merge pe două căi, glicoliza directă și șuntul pentozofosfatic, cum putem bloca aceste căi care sunt esențiale pentru supraviețuirea celulei canceroase. Și aici discutăm pândelete la curs, avem 6 ore de discuție mâine, ok? Da. Ce factori derivați din substanțe naturale pot fi folosiți fără efecte secundare, cum avem deoxiglucoza, brompiruvatul, oxitiamina, dicloracetatul și așa mai departe, cum putem bloca la diferite nivele această glicoliză aerobă care este cheia supraviețuirii celulei tumorale. Imaginea următoare ne arată substanțe speciale, de care noi le folosim de ani și ani de zile, prin care putem accelera distrugerea tumorală. Cum ar fi vitamina C în doze mari, prooxidativă. Prooxidativă, la congresul din Las Vegas, cum vedeți, încă în anul 2008, prezentam rezultatele noastre cu administrarea dozelor mari de vitamina C intravenoasă, cu efect prooxidativ. Vom vedea de ce prooxidativ, când toată lumea știe că este un antioxidant, nu? Și anumitelor compuși fenolii substituiți sau a polifenolilor, cum vom vedea, care iară sunt o minune a naturii în lupta contra celulei canceroase. Da. Următoarea imagine, da, ne arată că această vitamina C este de mult cunoscută, cum spuneați dumneavoastră, de la Pauling. Pauling a avut o contribuție genială cu dozele mari de vitamina C care le-a administrat împreună cu colegul său, doctorul Cameron. Da, s-a și trăit mult, 92 de ani. Așa, foarte bine spuneți, vom vedea imediat de ce. Da. Și care a fost urmărit de Food and Drug Administration și făcut eretic și i s-au înscenat procese și așa mai departe, ca să oprească difuzarea acestor rezultate asupra rolului vitaminei C anticanceros. Da. 30 de ani mai târziu, aceeași oameni de la Food and Drug Administration confirmă rezultatele lui Pauling, arătând că doze fiziologice, doze farmacologic active de vitamina C omoară celulele canceroase în mod specific. Și cum anume? În 1989, profesorul Noto din Japonia, arăta că celulele adenocarcinomul endometrial sau pancreas, celulele de cancer pancreatic, deci celule tumorale pancreatice, sunt distruse de doze mici de vitamina C, iată distrugerea celulor tumorale în proporție de 100% la doze mici, de 20 de miligrame pe mililitru, ok, pe 100 de mililitri, și care, însă, pentru celulele normale nu făceau decât să prelungească viața celulelor normale. Aici este un experiment pe celulele normale cu haut fibroblaste normale, deci celule de piele, fibroblaste normale din piele, care a căror lungimea vieții se prelungește prin vitamina C. Din potrivă, celulele canceroase sunt omorâte deja la doze mici, relativ mici, complet. Nato n-a putut să dea această explicație. De ce avem acest efect specific al vitaminei C contra celulelor tumorale? Și nici Pauling n-a explicat la acea dată, întrucât n-a făcut măsurătorile care am putut să le facem noi în anii 2000-2004-2006. Alte aparaturi. Nu a avut la dispoziție aceste date, cum și nici Gerson n-a avut măsurătorile de redox care le avem noi la ora actuală. Nu avea de unde să știe că sucul de sfeclă roșie, care este excepțional pentru sportivi, pentru oamenii normali, pentru oamenii activi, la canceros îl bagă în groapă datorită concentrației de glucoză,
Caruse. Da. N-a știut acest lucru. Bun. Deci, următoarea imagine ne arată că astfel de structuri, vitamina C și astfel de structuri polifenolice, au un mecanism de acțiune similar, și anume, structuri polifenolice de genul, toată lumea auzit, de resveratrol, de quercetină, de epigallocatehin galatic, ceaiul verde și așa mai departe. Astea sunt structurile de care vorbim. Slide-ul următor. Aceste structuri, la fel ca și vitamina C, au o calitate comună, și anume, în momentul în care întâlnesc metalele în concentrație crescută, se autooxidează cu producere la fața locului de radical liber care induc apoptoza în aceste celule. O chestie, o minune a naturii, a spus ea. În schimb, celulele normale, care nu au aceste concentrații de metale, profită de la aceeași vitamina C și de la același polifenol și își prelungesc viața. Experimentele noastre publicate și care le prezentăm mâine în detaliu cu toate, nu știu, ne arată că adăugarea de mici concentrații de cupru sau de fier, cum am găsit fierul crescut în celule tumorale, triplează potențialul redox prin autooxidarea structurilor respective la fața locului, la tumoră, dar nu în țesutul normal. Domnule profesor, domnule doctor, la mine în emisiune știți că se dă șpagă la doctori. Da? N-am observat. Nu? Observați acum, vedeți, tăticu, la Chilișa, da? Să ziceți, bă, da, proste, noi nașul ne dăm de pomană, da? Și am pus în valoare banana nașul, da? Pentru că la urma urmei suntem într-o țară bananieră, nu știu dacă știți la ora actuală care e situația politică la noi. Dom'le, iar arestează DNA-ul ăsta părupte pe politicieni, da? Și nu numai, pe cei care fac afaceri cu statul, și la urma urmei ar trebui să le dăm și celor de la DNA o banană Nașu TV, da? Pentru că a venit rândul curățeniei. La fel și banana face o curățenie sufletească, trupească și prin magneziu și prin alte substanțe naturale. Vă invit și vă provoc, da, într-o altă emisiune să vorbim, că n-am avut timp, special despre semințe. Da? Compoziția unor semințe, trebuie să ne gândim la studiul Humza și așa mai departe. Da? La seleniu și la alte elemente care exact, sunt elemente, interesante, chiar în lupta contra cancerului. Da? Seleniu, exact, da. Bun. Bă, dar proste să fie primit, moralul a dat și Ionescu a luat. Vă mulțumesc. Ziceți, bă, dar proste, succes proste, mâine la curs, dar aștele spectatori. Îi așteptăm și pe colegi mâine la Institutul de Statistică, Național de Statistică, da, de Statistică mulțumim București. Domnului profesor pentru astfel de pledoarie și iată că cancerul poate să fie tratat și sub alte variante, da, fără efecte secundare, fără nimic, și iată că a avut loc o demonstrație pur științifică și aici dau peste nas unui tântălău care a făcut adresă la CNA să spună că antitumoralele n-au studii. Antitumoralele naturale au cele mai mari, cele mai lungi studii, ca să zic așa, în timp, încă după vremea lui Hipocrat, și o să facem în continuare o pagină de istorie legat cu astfel de antitumorale naturale fără efecte secundare. Mulțumim, numai bine, succes plăcere. Mâine la și nu uitați, dragi telespectatori, da, acest ciclu de emisiuni Istoria Medicinei se difuzează în fiecare zi de joi, vineri, sâmbătă și duminică de la 17:30, 19:30.